a bătea da. Cineva în ușă, am crezut că au trecut așa. Este și 55. Și mă gândeam, când a trecut timpul așa de repede? Da, ori de câte ori suntem în... într-o oră interesantă da. Și te distrezi și înveți așa, peste tot parcă nu crezi că treci așa timpul de timpul trece cu foarte multă rapiditate. Da, rapiditate. Nu-ți mai dai timpul, nu-ți mai dai seama când trece timpul. Sincer, să am crezut că a trecut 20 ceva de minute. Am mă gândeam, mai avem mie timp pentru am o experiență în sensul ăsta. Când eram elev în clasa 10-a, mi-a predat profesorul ceva. Și eu făceam la Veda la 7 km de liceu, așa, într-un săduc acolo. Și când am ajuns cu bicicleta acasă, am s-a rămas și după care m-am făceați apucat. Făceați mult sport. Făceam destul de mult, dacă atâta mergeam dus-întors, 14 km pe zi. Și făceam, m-am apucat și am făcut tema. Și l-am sesizat, am făcut, nu câte ieșiți mi-a dat profesorul. Duh. Și am făcut, nu, tot capitolul. Deci toate ieșiți la capitolul ăla. Noi n-am avea acest curaj sau da. Intenție sau... Noi da, noi trebuia păi face noi, mult da, exercițiu. Ascultați-mă, ca să ajungi să faci performanță. Ați iubit matematica și v-a plăcut și mai ales că era să liceu și poate că ați învățat ceva care v-a plăcut foarte mult. Nu, ca să vă spun, când se trece din clasa a 5-a începând, nu se pun note. Se pun note, vremea mea se puneau note. Deci pune 3, îți dă 2, 4, 5, nota 7, nota... Există 2? Sigur. Da. Nu vreau să am 2 în viața mea. Iar eu vă spun că n-am luat niciodată un 9 liceu. În școală niciodată. Generală. Niciodată. Ați fost numai de 10? 10. Deci ați luat și media 10? Media pe tot anul. Ce tare! N-am luat nicio nouă. Da. Înseamnă că ați învățat din greu, dar v-a și plăcut. Nu, pentru că dacă înveți ceva și nu-ți place, înseamnă... N-am învățat din greu. Eram la țară și aveam foarte multe probleme de rezolvat. Frații mai mici, n-aveam timp să învăț. Și cu toate acestea, nu am luat niciun nouă, pentru că prindeam din clasă lecția. Da? A, de mai ușor când prins din trebuie clasă. Trebuie să vă spun că la țară, fiind nici nu aveam curent electric. Învățam la o lumină, la o lampă. Profesor, atât era de greu. Dar, vedeți, dacă vrei să faci ceva în viață, faci, nu? Nu tot timpul te sperii, cum să fac asta, dar n-am condiții, dar trebuia. Noi am murit fără curent electric. Și noi aveam curent. Dar măcar telefonul... Aveam o lampă, fetele, cu gaz, cu petrol, și acolo se spărgea lampa uneori și cu lumânarea și așa mai departe. Asta era perioada. Foarte grea. Și n-am luat niciun nouă. Da? Noi acum, v-am spus aceste lucruri să înțelegeți. Norocul nostru e că avem telefoane, că fără lumină, noi eram până acum, muream. Deci, care este diferența? Da? Între anii de atunci și anii de acum. Noi acum am spus că luam mereu culoniță și eu... Generația următoare este generația următoare. Deci voința de a face ceva. Dragoste de a face ceva. Yes. Nu se poate nimic obține în viață fără efort maxim. Eu mă gândesc. Da? Maxim. Da, profesor. Și bucuria asta, când ai gustat din bucuria asta de a te instala pe locul întâi, nu mai părăsești. Ți se pare normal să fii tot timpul. Acolo, da, da. Dar te obișnuiești cu gândul că ăsta e locul pe care îl meriți tu. Da? Deci așa trebuie să înțelegi. Haideți să mă întorc. Dar nu acum, ca să facem și tema, da? Să facem sinteza. Da, da. Hai să facem. Cred că a fost cea mai scurtă oră. Da, a trecut așa de repede. Vedeți, domn profesor, ce repede a trecut. Da. Nici n-au simțit. Eu am crezut numai că n-am oprit și eu ora și 11. Dar acum s-a dus așa. Ia ziceți, hai să zicem ce am făcut astăzi. Am făcut probleme grele, da. Sinteza orei, probleme grele. Probleme grele. Foarte tare. Am atâta. Sinteza orei, probleme grele. Hai să vedem alea cu A cu B, domn profesor, le-am făcut. Care? Astea toate au fost cu A cu B, cu ce? Produsul acela? Da, exact. Așa, acela. Produsul acela, da. Cum trecem? Produsul a două numere, egal cu un număr.
nu m-ar da produsul. A, două numere egal cu un număr dat. Divizorii, practic. Divizor, domn profesor, pe scurt, probleme grele. Da, exact. Număr, da. Apoi, determinarea unor necunoscute din un sistem de relații, am apelat la metoda figurativă, nu? Rezolvare. Metoda figurativă pentru rezolvarea relației 50 egal cu 50 egal cu 2b plus b împărțit la 2. Foarte tare că am luat b pe 2, am zis un segment și atunci 2b-ul a fost egal cu 4 segmente și totul a mers frumos. Și am făcut și operații cu fracții, da? Cu fracții. Adică am rezolvat și fracționar acea problemă. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Ce spunem? Nu uitați de la șișe. Nu uitați de la șișe.